Salut și bine ați venit pe canalul PhoneGuide. În acest tutorial vă voi arăta cum putem aplica efecte ale vremii pe poza de pe ecranul de blocare pe telefonul Samsung Galaxy S24. Acesta este telefonul meu, un Galaxy S24 Ultra, și pentru a aplica efecte de vreme, adică arată când plouă sau când ninge pe poza de pe ecranul de blocare, prima dată va trebui să mergem la setări, iar aici mergem în jos și intrăm la caracteristici avansate. Aici avem laboratoare, mergem din nou în jos și avem fundal ambient fotografie. Intrăm înăuntru și dăm pornire la această opțiune, după cum vedeți acum este activată, iar acum voi ieși. Fac un mic pinch pe ecran pentru a putea schimba fundalul și apăs aici, iar acum apăs pe schimbați fundalurile. Merg în jos și avem aici ambient fotografie. Iar aici voi selecta o poză care am făcut-o ieri, aceasta este poza mea cu luna, făcută tot cu acest telefon. Iar pentru a vedea cum acționează aceste efecte de vreme, voi apăsa aici pe butonul play. Iar acum arată cum arată când plouă și când ninge afară. Mi se pare foarte fain acest efect. Bun, și acum pentru a seta această poză cu efectul respectiv pe ecranul de blocare, dăm efectuat, așteptăm puțin, modificările sunt aplicate pe ecranul de blocare, voi ieși și după cum vedeți arată că plouă, voi bloca ecranul și așa arată acum ecranul meu de blocare, după cum vedeți poza. Este poza mea, dar arată și că plouă afară. Mi se pare o caracteristică foarte faină și o puteți folosi și dumneavoastră. Acesta a fost tutorialul meu pentru ziua de azi. Sper să vă fie de folos și ne vedem la următorul. Să aveți o zi faină!